Salutare, dragi și dragi, eu sunt Alina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați, lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii și totodată împărtășiți acest video și cu prietenii voștri și spuneți-le și lor despre ce fac eu aici pe Parfumului 35 și despre cum joc cu parfumul și despre cum vă dau sfaturi și inspirație în căutarea de parfumuri și, mă rog, multe alte chestii pe care le fac eu aici pe canal. Dacă vreți să mă susțineți în călătoria mea parfumată, puteți să-mi dați o cafea apăsând pe linkul ăla de Buy Me a Coffee din descriere și totodată, dacă vreți să-mi spuneți gândurile voastre, puteți să-mi lăsați comentarii sau puteți să-mi scrieți câte un mesaj pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok, pentru că am toate aceste platforme de social media. Astăzi, așa cum ați citit și în titlu, o să vă arăt parfumurile mele care au fundițe. Deci astăzi vorbim despre fundițe. Avem aici o fundiță. O fundiță, pentru că știu că așteptați de mult să vorbesc eu despre aceste două parfumuri și mai am eu încă o fundiță pe care o iubesc foarte mult. Deci astăzi o să discutăm despre trei parfumuri de la trei branduri complet diferite și anume despre acest Eclat Mon Parfum de la Oriflame. O să vorbim despre Mon Paris de la Yves Saint Laurent, dar mă rog, eu am varianta asta, Mon Paris, cred că Intensement se numește sau ceva intens oricum, și despre parfumul pe care îl ador, nu știu cum să vă spun, despre acest Hooked de la Rube Rocca, din care cred că eu mai am cam atât, deci m-am dat cu el în continuu în perioada asta. Deci despre ele trei vorbim. În primul rând, dacă e să ne referim la parfumuri de buget, cea mai bună opțiune pe care poți o avea este acest Hooked de la Rube Rocca, pentru că el costă sub 100 de lei, mai exact, cred că costă 86 sau ceva de genul ăsta. Ulterior, avem această minunăție de la Oriflame, Eclat Mon Parfum, și ulterior avem acest parfum de la Yves Saint Laurent, care este un parfum de designer și, mă rog, cred că prețul lui este ceva mai piperat. Eu îl am pe acesta la 30 de mililitri, mi l-a făcut soțul meu cadou așa ca înainte de anul nou. Ăsta este un parfum, impropriu spus, mi l-a făcut soțul meu cadou, pentru că el de fapt îmi cumpărase un Hermes pe care eu deja îl am și m-am dus eu și l-am schimbat în Sephora și nu știam cu ce și l-am schimbat cu acest Mon Paris. Bun. Haideți să discutăm despre ceea ce m-ați tot întrebat, pentru că m-am primit sute de comentarii, sute de întrebări, dacă Hooked de la Rube Rocca, deci varianta arabească, și Mon Paris de la Yves Saint Laurent sunt parfumuri asemănătoare sau dacă Hooked clonează de fapt acesta. Nu. Așa cum am spus și în toate celelalte videouri ale mele, mie mi se pare că Hooked de la Rube Rocca îți dă vibe-ul de Mon Paris de la Yves Saint Laurent, dar nu este acela, din punctul meu de vedere nu este o clonă, ci mi se pare că Hooked este un parfum care și are inspirația din ceea ce înseamnă Mon Paris, pentru că are nota aia de zmeură în el, însă diferența dintre cele două sau prima diferență pe care eu reușesc să o văd este că Hooked are și un hint piperat și lui Hooked îi lipsește bujorul. Deci, dacă e să ne gândim la ele, Hooked nu are bujor, deci și are notea un pic piperată, ceea ce pentru mine îl face să fie un parfum un pic mai spicy și poate chiar într-o notă cremoasă, pentru că are și o notă de ambră. Respectiv, acest Mon Paris, eu am varianta Intensement, Mon Paris este un parfum fructat, este un parfum care se resimte zmeura, este un parfum care are o combinație foarte plăcută de ce reușesc eu să resimt, zmeură cu poate niște note un pic citrice, pe niște note de mijloc ce au bujor, trandafir, deci o inimă fructată, animalele mele se bat aici, și toate, cred că, pe o notă un picuț vanilată, dar în același timp reușesc să resimt și aici niște note un pic cremoase, pare să fie ceva cașmir, o notă așa cozy care îți dă senzația asta de confort. Deci, ele nu sunt parfumuri asemănătoare în stilul acela, ci doar vibe-ul îl au cam același, pentru că ambele au o deschidere un pic fructată, însă diferența este și mi se pare foarte important să spun chestia asta, ele sunt parfumuri diferite. Însă, mie, vă spun sincer, îmi place mai mult Hooked. Îmi place mai mult Hooked pentru că are și o notă un pic gurmandă, dar fără să fie necăcioasă, fără să fie foarte dulce, ci mai degrabă dulceagă în stilul bezelurilor cremoase, dulceagă în stilul lui Le Note Gourmand de la Reminiscence, dar fără
să aibă o notă un pic necăcioasă pe care o găsim în Reminiscence. Hooked îmi place, îmi place foarte, foarte, foarte mult, mă bucur din suflet că l-am la 100 de ml, mă bucur că este foarte ieftin, pentru că dacă e să ne gândim la 100 de ml de parfum, comparativ cu acești 30 de ml, da, este o diferență de preț colosală, dar ele sunt parfumuri diferite. Acum, dacă e să vorbim despre parfumuri feminine, toate aceste trei parfumuri sunt extrem de feminine, dar sunt parfumuri extrem de diferite și cred că pot fi purtate foarte frumos fie în diferite etape ale vieții, fie în diferite etape ale anului. Dacă ar fi să începem anul, eu mi-aș începe anul cu Hooked de la Rubroca, pentru că este un parfum care are o notă un pic dulceagă, este un parfum care are în același timp nota aia un pic condimentată de piper roz, pentru că are piper roz, dar păstrează și feminitatea și gingășia pentru că are niște note de zmeură. Eu de multe ori îl asociez cu o tartă de vanilie care este poate un pic dulce, îți dă starea aia de confort pe care ți-o dau în general dulciurile, mai ales dacă le mănânci iarna, dar în același timp păstrează ceva din feminitate. Deci Hooked eu l-aș alege pentru perioada asta mai rece. Ulterior, odată ce vine primăvara, aleg acest Eclat Mon Parfum. De ce? Eclat Mon Parfum este un parfum care are iris, este un parfum pudrat, este un parfum și el extrem de feminin, dar aici irisul și ideea de note pudrate se combină foarte, foarte, foarte bine cu poate un machiaj foarte frumos de primăvară, cu, nu știu, primele raze de soare în martie, până în martie, până în aprilie. Și din punctul ăsta de vedere mi se pare că este un parfum foarte frumos așa pentru a-ți expune din nou ținutele sau noile ținute de primăvară. Deci da, ăsta. Apoi, pentru vară și tot ce înseamnă distracție, tot ce înseamnă mă simt bine, vară, vacanță, un parfum așa de toată ziua, aș alege acest Mon Paris, pentru că este un parfum jucăuș, pentru că este un parfum care are atât note fructate cât și note florale și reușește să îți dea o stare de relaxare care cred eu că este tipică verii. Deci da, și uite așa, asta s-a transformat într-un top anual al parfumurilor cu zmeură și cu fundițe. Bun, deci sper că v-am dat așa un pic de înțeles dacă se aseamănă sau nu se aseamănă Mon Paris Saint Laurent cu Rubroca, dar încă o dată vă spun, nu mi se pare că se aseamănă, mi se pare că Hooked este un parfum de sine stătător, este un parfum cremos, este un parfum cu o notă un pic dulceagă, este ca o tartă de zmeură cu vanilie, iar acest Mon Paris este un parfum ceva mai fructat, mai jucăuș, mai liber, mai de vară. Da. Și desigur, l-avem și pe femininul absolut din categoria asta, acest Eclat Mon Parfum de la Oriflame. Ăsta e un parfum care mie îmi place foarte mult. Da. Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest video care a fost, așa să zic, un pic mai ieșit din tipar, dar am vrut neapărat să-l fac pentru că vreau să le compar. Și da, aștept gândurile voastre în comentarii. Până data viitoare, pa, pa!